Salutare și bine ați revenit pe CryptoAce. În acest video vreau să prezint 5 tips prin care poți trece mai ușor prin bear market. Mai multe persoane m-au întrebat acest lucru atât pe Discord, cât și pe YouTube și având în vedere și contextul actual de pe piața cripto și de pe stocks, m-am hotărât să fac acest video. Îl voi ține cât mai concis, cred că 10-12 minute, astfel încât să nu vă pierd timpul, dar voi să extrageți niște idei foarte bune care să vă ajute să treceți mai ușor de bear market. Înainte să încep, vă menționez că eu nu sunt un analist financiar, nu ofer sfaturi de genul. Trebuie să munciți ca să aveți rezultate. Desigur, vă puteți orienta și după strategia mea, nu este nicio problemă, dar să fiți conștienți și de riscuri. Vă mulțumesc tuturor care lăsați like-uri, mă ajută foarte mult acest lucru. Nu uitați să lăsați și acum un comentariu despre situația actuala cum o simțiți voi cu bear marketul, ar ajuta și acesta. Persoanelor care s-au abonat pe Patreon, la fel le mulțumesc foarte mult și noilor membri ai canalului. Acestea fiind zise, să începem cu primul tips. Să începem cu numărul 1 și acesta este zoom out și anume gândiți-vă pe un termen mai lung, este primordial în această piață să faceți acest lucru și avem graficul Bitcoin, de exemplu, dacă nu veneau aceste scăderi, aceste dipuri, aceste oportunități, atunci cum era, cum reușeam să acumulăm Bitcoin la un discount. Dacă vă simțiți prost în momentele de față, înseamnă că ați făcut anumite greșeli. Probabil ați investit o sumă prea mare, prea sus, nu v-ați mai gândit la ambele scenarii cum Prezint eu și pe YouTube spun mereu acest lucru și pe Patreon să ne gândim mereu la ambele scenarii, să fim pregătiți și pentru scăderi. Noi oarecum am anticipat acest lucru și am stat pregătiți astfel încât să putem să acumulăm și în zona aceasta. Da, și eu am monede care mi-au scăzut, care îmi sunt pe minus, dar nu am nicio problemă cu acest lucru. Să dăm zoom out, să ne gândim pe 2, 3, 4, 5 ani, să nu mai ne gândim pe un termen foarte, foarte scurt ce fac peste o săptămână e bine, dacă ai nevoie de banii pe care i-ai investit peste o săptămână pentru nevoile tale personale, înseamnă că ai investit prea mult și trebuie să-ți ajustezi un pic strategia, să investești mai puțin, tu trebuie să fii conștient cât îți permiți și cum îți permiți să investești. Deci țineți cont și gândiți pe termen lung. O să vină și momentul când Bitcoin se va întoarce la 60.000, va pune un top la 100.000 să spunem. Vei fi pregătit dacă nu acumulezi acum atunci cum vei fi pregătit și pentru acel moment. Și cel de-al doilea sfat, aveți grijă cu ce persoane vă înconjurați. Dacă îți place să te plângi și te plângi unor persoane, se plâng și ele și faceți acest lucru constant, cu ce te ajută? Poate pe termen scurt te simți mai bine că ai avut o investiție care ți-a scăzut, te ai plâns prietenilor, au avut și ei o investiție care le-a scăzut sau plâns și ei, dar cu ce vă ajută pe termen lung în loc să învățați din greșelile voastre, să fiți conștienți că ați intrat prea sus, de exemplu, eu sunt conștient că am făcut aceste greșeli pe anumite monede, am învățat din ele, am pus capul în pământ, nu este nicio problemă, merg mai departe, nu am vândut pe minus, o să fac hold, dar în planul meu am fost pregătiți să mai acumulez și mai jos, învățând din greșelile trecutului, le-am făcut și eu acum 2-3 ani, încă le fac, doar că sunt la un nivel mult mai mic. Acesta este scopul, să diminuezi din greșel. Nu trebuie să le elimini de tot. Nimeni nu este perfect. Nu poate să cumpere jos, cum se spune, și să vândă perfect în top sus. Nu. Dar după câțiva ani de experiență începe atunci când lucrurile cresc să înțelegi acest lucru și să vinzi ușor, ușor în timp ce moneda se duce spre un top și să fii împăcat cu asta. Mare atenție cu ce persoane vă înconjurați și mai ales dacă alegeți să vă plângeți constant. Nu prea vă ajută cu nimic. Treceți pe foaie ce greșeli ați făcut și încercați să învățați din ele și să vă dezvoltați. Și nu este vorba doar despre cripto, despre profituri aici. E vorba și despre noi ca persoane. Eu cred în aceste lucruri și cel mai bine înveți din propriile greșeli, deși pe moment îți pare rău și... Uh, ți se pare că e grav ce s-a întâmplat, o să vezi că peste ceva ani aceste lucruri te-au ajutat de fapt. Și aici trec la cel de-al treilea punct, alătură-te unui comunități. În momentul de față este foarte important să ai un uh, network. Eu cred în acest lucru, să ai niște persoane care sunt pe aceeași nișă afli niște știri, afli niște păreri, vezi ce se întâmplă. Este foarte, foarte greu să stai singur în momentul de față și acesta nu este valabil doar pentru cripto și acțiuni. În orice domeniu și dacă vrei să te duci la sală, să spun, ar fi bine să te alături unor persoane care fac acest lucru, care pot să te învețe, dar ai grijă la persoanele care îți oferă poate de 10 ori ce ai investit, chestii de genul acesta care pe moment poate să te atragă că te gândești că te îmbogățești, dar acest lucru are și un mare, mare risc. Fii conștient că trebuie să depui tu munca și acest lucru, acest proces îți va lua timp. Ca și la sală, dacă vrei să ai rezultate și cineva zice că da, într-o lună poți să faci anumite chestii, wow, de fapt. Este foarte greu sau dacă reușești să ai anumite rezultate pe termen scurt, te vei simți foarte, foarte rău din punct de vedere fizic. Exact așa este și la cripto și la stocuri. Trebuie răbdare ca să ai rezultat. Și eu am o comunitate pe Patreon, vei găsi linkurile în descriere unde deja câteva persoane s-au abonat și le mulțumesc foarte frumos pentru acest lucru. Această abonare va rămâne încă gratuită până la începutul lunii viitoare și. Uh, ne referim la 1 iunie, atunci uh, îți va lua banii deoarece vreau ca încă 2-3 luni persoanele să poată intra să vadă ce se întâmplă aici și dacă nu le convine acest lucru să renunțe fără să piardă niciun ban, este vorba doar de taxa de 1 dolar pe care ți-o percepe patronul. Dacă vrei să faci acest lucru pe mine m-ar ajuta foarte mult și cred că și pentru dezvoltarea ta ar fi foarte foarte bine dar ține cont că nu este vorba de semnale sau anumite chestii de genul acesta care te pot îmbogăți. Mai degrabă este vorba despre multă muncă, eu prezint chestii legate de strategie, resurse, dar tu trebuie să depui munca persoanele care s-au alăturat, își exprimă opiniile, încercăm diverse strategii, eu așa uh, văd acest lucru ca un business model și pe asta mă acces. Dacă vrei să încerci și să dai cancel până pe data de întâi fără nicio problemă, poți să faci acest lucru. De asemenea, dacă poate nu-ți permiți să faci acest lucru, poți să intri pe grupul de Discord care este complet uh, gratuit, poți să îți exprimi opinia, dar la fel ai grijă dacă cineva chiar și pe Discord spune anumite chestii, tu ești responsabil de ce acțiuni ei. Și, având în vedere aceste lucruri, trecem mai departe la un punct foarte important punctul 4, trebuie să ai un plan sau să îți faci un plan. Fără un plan nu ai nicio șansă pe această piață sau poți să câștigi din noroc, dar acest lucru nu te va ajuta pe termen lung. Eu, de exemplu, prezint și pe patron, am un plan în care mi-am structurat portofoliu într-un anumit procentaj, nu pot să pierd o anumită sumă pe uh, partea de futures pe long și shorts, am o sumă dedicată unde nu intru cu mai mult decât îmi pot permite să pierd. Desigur, tu poți face acest lucru lucru și singur, te poți organiza singur și ar fi foarte foarte bine să ții un Excel, să scrii uh, pe el exact unde a intra, uh, cu câți bani ai tu disponibil, de unde poți să faci lunar bani sau la două luni, fiecare în funcție de posibilitățile lui, dar trebuie să-ți construiești un plan care să fie valabil pentru tine, pentru nevoia ta. Poți copia de la mine, de la alte persoane, te poți inspira, însă tu ești cel care își dă seama exact ce se potrivește pentru el. Eu am Excel-uri, de exemplu, și pentru poziții de short, long și pentru swing trade și acestea sunt prezentate pe Patreon. Sunt foarte, foarte organizate și foarte răbdător și persoanele de, pe acolo, de acolo și de pe Discord am observat că fac aceleași lucruri și consider că ele sunt deja la un nivel foarte, foarte bun. Și închei cu punctul al cincilea, este vorba de sacrificiu. Indiferent de ce îți este prezentat, de ce bandai, fii conștient că tu trebuie să faci sacrificiile și unul la mână să înveți să, de, să depuie Efortul, să ai răbdare, să fii constant și poate credeai că ai luat Bitcoin la 45.000, se duce la 100.000 și totul merge ușor. Ei bine, nu merge chiar așa. Întâi, ca să ajungem sus, trebuie să facem sacrificii, să vedem scăderile, să ne avem uh, puse sentimentele la îndoială, să încercăm să mai acumulăm cu ce putem, ca furnicile, cum zic eu. Nu merge ușor și dacă ar fi fost ușor, ar fi făcut toată lumea și bani și pe cripto și pe stocks și YouTube și toate chestiile astea. Nu vă imaginați că merg ușor. Fiți conștienți că este un proces care necesită timp, răbdare, multă muncă și sacrificii. Dar cum va fi peste 2 ani, peste 5 ani sau poate peste 10 ani când tu îți vei stăpâni mai bine emoțiile și nici nu vei ști acest lucru, pur și simplu se va întâmpla datorită muncii pe care ai depus-o. Când vei avea un portofoliu de cripto diversificat din care cel mai probabil ai vândut și pe profit și încă ești pe profit vorbim de un termen suficient de lung 2 ani 5 ani poate mai mult când anumite persoane vor veni la tine și te vor întreba care este părerea ta despre market și tu vei înțelege analiza foarte foarte bine doar pentru că ai urmărit pe cineva pe YouTube pentru că ți-ai dat interesul aceste lucruri vor plăti în timp, însă trebuie să depui munca acum. Concluzia este că nu este ușor, mulți vor pleca de pe această piață, mulți poate au plecat chiar în momentul de față. Eu am mai trăit acest sentiment și în 2018 și eu am plecat o perioadă și vă spun sincer că regret acea greșeală pe care am făcut-o atunci, era mult mai sus. Dacă respectam ce vă spun acum și de aceea am decis să fac și canalul de YouTube, vreau să fiu constant, să am răbdare și nu o să mai plec de aici sunt conștient că uh, necesită multă muncă și din partea mea mult efort, dar sunt dispus să-l fac și mai mult de atât găsești și plăcere în aceste lucruri și ar fi bine ca și tu să găsești plăcere în a lua parte la o comunitate, în a pune poziții short-long să spunem, dacă nu găsești plăcere pentru aceste lucruri, nu mai faci, încerci swing trade, vezi ce ți se potrivește. Nu uitați de like, subscribe, verificați linkul către Patreon dacă vă interesează, dacă vrei să intrați, chit că ă, ieșiți până la sfârșitul lunii, nu este nicio problemă, vezi, vedeți ce se întâmplă și pe partea aceea în momentul în care plătiți o sumă care spun eu că este rezonabilă, țin să le mulțumesc persoanelor care s-au alăturat de câteva luni să le urez mult succes pe termen lung și eu voi rămâne constant și pe YouTube cu contentul gratuit, deoarece uh, cred și în acesta și îmi face plăcere când voi comentați și văd că ați învățat ceva, că v-a ajutat acest content și sper să vă ajute în continuare. Vă mulțumesc frumos că ați vizionat, noi ne auzim data viitoare! Salut!